Bună să vă fie inima și bine ne-am regăsit! Sunt Adrian Cranta și în această întâlnire vă voi fi un ghid într-un subiect deosebit de interesant, anume vampirismul, mit sau adevăr, sau ceea ce nu se știe, ceea ce nu s-a spus până acum. În general există două abordări, a crede sau a nu crede. Doar a rămâne la nivelul acestor abordări, fără a cerceta, fără a căuta o ghidare, nu aduce niciun beneficiu. Așa că, în această întâlnire, voi fi ghidul dumneavoastră în a crea o abordare corectă și în a explica, pas cu pas, fiecare element care duce la înțelegere. Am observat un interes major din partea celor ce caută cu adevărat și cu răbdare aceste subiecte și vom parcurge împreună cu multă atenție această tematică. Înainte de a începe, aș vrea să răspund la câteva mici întrebări. Ce este vampirismul? Vampirismul este o extracție de energie de la un om care are energie de către un om care nu are energie. Nu este un lucru moral, dar se întâmplă. Cum ajung oamenii în rolul de victimă? Pentru a ajunge în acest rol, ai nevoie să ieși din centru. Ai nevoie să ajungi într-un anume dezechilibru emoțional sau o anumită frustrare, un anumit consum de energie, o anumită epuizare de energie. Care sunt semnificațiile psihologice? Per ansamblu, este o insuficiență de informații, este o lipsă de educație și este o formă de supraviețuire, de a ieși din impas, însă, dacă nu încerci să-ți creezi propria ta legătură cu Universul prin care să primești energie, atunci lucrul acesta nu va ține mult. Câte feluri de vampirism există? În primul rând există vampirismul fizic. Există vampirism emoțional, mental, sexual, spiritual, karmic, etc. Care sunt modurile de acțiune? În principiu, oricare modalitate ar fi abordată, ceea ce este, să zic asta, prima cale pe care o abordează este cum să te scoată din centru, cum să te dezrădăcineze și cum să slăbească aura ta în așa fel încât să poată să își facă jocul pe care îl are de făcut. Cum putem să identificăm? Păi îi putem identifica după modul cum ne simțim în prezența lor sau după ce ne-am despărțit de ei. Cum ne putem apăra? Depinde de modalitatea pe care ei au abordat-o în a avea această relație de vampirizare. Cum să relaționăm cu ei? Nu putem să-i scoatem în viața noastră și, în general, ar trebui să fim mereu centrați și să nu ieșim din centru. Cum, sau mai bine zis, ce să practicăm pentru a preîntâmpina asemenea situații?
Avem nevoie de energia Mamei Pământ, așa cum vă aduceți aminte, energia Mamei Pământ și energia lunară consolidează structura fizică și structura lichidelor din interiorul nostru. Deci, o practică în acest sens, întotdeauna, va crea o formă, un spațiu-timp de siguranță în care noi putem să existăm și să ne trăim viața. Ce se va întâmpla în viitor? O să dispară acest fenomen? Nu asta este cea mai bună întrebare. Întotdeauna, când dispare ceva, apare altceva. Și atunci, problema este ce trebuie să facem noi pentru ca viitorul să fie bun. Și aici răspunsul este simplu. Trebuie să ne consolidăm sistemul fizic, sistemul emoțional, mental și spiritual. De ce oamenii se întâlnesc cu asemenea situații? Este cumva o cernere sau o modalitate de a selecta pe cei care înțeleg situația și iau măsuri față de cei care nu înțeleg situația și nu iau măsuri? Nu știm. Vom vedea. Haideți să intrăm în subiect. Care este diferența între a fi și a nu fi vampirizat? A nu fi vampirizat înseamnă a fi un om calm, cu sufletul liniștit, împăcat, un om care are un învelit energetic, intact, sănătos, fără porțiuni subregite sau spărturi. A fi vampirizat, a fi o victimă, acest pericol apare atunci când sufletul este neliniștit, când omul trăiește în fiecare zi emoții negative, ură, furie, iritare, invidie. Pisma despre care se vorbește în toate scrierile religioase, optica. Când toate aceste stări vin în viața ta și tot timpul te confrunți cu ele și nu realizezi că ele nu sunt bune, practic ele sunt exact ca un acid coroziv care roade la structura și integritatea corpurilor energetice. În fapt, ce se întâmplă în plan energetic? Păi aura va slăbi. Aura este suma corpurilor energetice sau subtile ale noastre. Și dacă aura slăbește, se subțiază, apar fisuri care se lărgesc și prin acele fisuri practic deschidem căi de acces pentru acești vampiri energetici. În același timp deschidem căi de acces pentru diverse energii negative, energii perverse, care pot crea boli sau alte tipuri de nenorociri. La fel cum scoarța unui copac trebuie să rămână intactă pentru a feri copacul de paraziți, de tot felul de intemperii, tot așa și aura noastră este menită să ne protejeze, să ne apere
Și de aceea noi trebuie să avem grijă de ea. Așa că în acest sens este indicat să scăpăm de aceste emoții negative, să ducem o muncă de transformare a lor, care să ne aducă în situația de a fi mai calm. Dacă noi suntem mai calmi, aura noastră va fi intactă, ferind-o de acele fisuri, acele spărturi, ceea ce ne va aduce un nivel de siguranță la atacurile din afară. Adică, poate că vor fi atacuri, dar acestea vor fi respinse foarte ușor. Cum procedează oamenii care au nevoie de energie? Și aici prima întrebare este, de ce au ei nevoie de energie? Deoarece sufletul lor este bolnav. Și ei nu mai pot să-și conecteze sufletul cu natura, cu universul, cu Dumnezeu. Și atunci, ce fac ei? Cumva ei preiau această energie și va rămâne la ei? Nu. Ei sunt doar niște intermediari. Instinctiv, în furie, sau chinuie, o victimă, o hărțuiesc, caută diferite mijloace de a subjuga omul pentru că a avea o relație de egalitate și a lua de la cineva care este egalul tău este destul de complicat. Și atunci îi merg pe ideea de a-l subjuga, de a-l coborâ sub nivelul lor și în felul acesta îi consider că e mai ușor să-l iei de la acela pe care l-ai subjugat. Esențial este că orice om poate să ajungă în situația de a fi vampirizat sau a vampiriza. Deci, atât noi cât și ceilalți putem întreține sau lua rolul de vampir. Vampirismul este o boală care produce leziuni la nivelul corpurilor energetice umane. Când aceste corpuri sunt perturbate, nu se mai recepționează răspuns prin sentimente la impulsurile superioare. Și numai existând acest răspuns, apare nevoia de hrană energetică, de preluare de energie de la ceilalți. Uneori, aceasta este insezabilă, dar se poate agrava, urmările fiind destul de grave, atât pentru el, vampirul, cât și pentru victimele lui. Ce putem spune din punct de vedere psihologic? Acestea sunt de obicei pacienți cu tulburări de personalitate sau aparținând unui anumit context sociocultural. În general, este, ca și soluție, este bine să evitați să aveți relație cu oamenii care sunt tot timpul puși pe harță, certăreți, care nu-și pot exprima sentimentele negative decât într-o formă conflictuală. Ei înșiși au o natură conflictuală. Sunt niște oameni conflictuali. Și observăm că există indivizi care în oricât de mică ar fi disputa, ei întotdeauna ridică vocea. Cel puțin o dată pe zi, ei găsesc un motiv să ridice vocea. Lucrul acesta nu este normal,
Pentru că în momentul în care ridici vocea la cineva, în momentul acela se produce acest fur de energie. Poate că acești oameni, dacă ar ști că se întâmplă acest lucru, nu ar mai ridica vocea, pentru că atunci când ridică vocea, ei produc o rană și din acea rană psihică ei trag această energie ca dintr-un izvor. Cum îi recunoaștem pe cei ce vampirizează? În general, cei care vampirizează nu sunt capabili să producă energie. În general, ei au o problemă în sensul că mai tot timpul sunt obosiți și obosesc foarte repede și din orice. Și primul semn este după gradul de epuizare pe care nu-l produc nou. Nu ne aduce nimic, ne regresează și mai mereu ne periclitează echilibrul emoțional. În general, o persoană care a fost victima unui vampir energetic prezintă următoarele simptome. Oboseală acută, mai ales în cazul unor atacuri repetate. Starea de oboseală devine cronică, adică nu e un lucru de moment. A fost ieri și alaltăzi și acum un an și acum doi ani. Iar persoana atacată simte nevoia unei odihne prelungite. Victima manifestă o vlăguire, adică va simți mereu o lipsă acută de energie. Și persoana respectivă va ajunge în acea situație în care în sistemul de supraviețuire se va declanșa un program și datorită acestuia, din cauza acestui program, va deveni vampir energetic involuntar. În general, îi vezi nervoși, stări de enervare fără motiv aparent, dureri de cap, amețel, oboseală acută, dar mai apar și stări de greață, grețuri, lipsa poftei de viață, pierderea temporară de memorie. În general, această problemă a memoriei apare într-o fază mai avansată. În unele situații apare aritmia cardiacă. Deci, ca și simptome, toate acestea sunt semne foarte clare. Ce profiluri ale vampirilor întâlnim? Adică, cum se prezintă ei? Care e stilul lor de a acționa? Avem primul profil, cei ce se lamentează dintotdeauna. În fapt, prin această lamentare a lor, ei produc o cerere foarte bine focusată de afecțiune și cererea asta devine presantă, este fără sfârșit, iar noi nu suntem capabili să o satisfacem sau cumva să o facem să evolueze, să meargă la un alt nivel, să nu rămână cantonată la acel nivel primar. Pe de altă parte, din partea lor, odată ce ei se lamentează, îi produc această cerere de afecțiune, dar în același timp ei ne
investesc cu rolul de salvator al lor. Chiar dacă noi putem să fim sau nu, avem dorința de a-i salva, avem capacitatea de a-i salva sau nu. E ca și cum ei creează o pălărie, o pun pe capul nostru și cumva caută să ne menească a fi așa. În fapt, sunt niște nemulțumiți eterni, niște oameni care se văicăresc și ne pun tot timpul în situații frustrante și dacă nu vrem să le dăm un sfat, cumva ei ne invalidează. Deci sunt pus mereu în situația de a rata oferirea unui sfat, deoarece ei în realitate nu sunt în starea de spirit pentru a ne primi sfatul. Ei doar vor să se descarce și când se descarcă, dau ceva și apoi preiau energie proaspătă. Și asta e o situație dificilă, mai ales atunci când te întâlnești cu un om care are probleme de sănătate și este foarte important când aveți asemenea întâlniri, este mai bine să ghidonați relația, conversația prin a pune întrebări țintite și la fiecare întrebare să creionați un răspuns care să implice responsabilitatea lui. Adică cumva el trebuie prin fiecare răspuns să înțeleagă că în această poveste, în această întâmplare, își are partea lui de responsabilitate, de vinovăție, de neimplicare, de neasumare. Adică nu s-a mișcat. Și distinția este simplă. Dacă noi pur și simplu stăm și el doar toarnă, atunci e o problemă. Dacă noi, prin discuții, prin toată seria de întrebări, ce, cum, unde, de unde, de ce, pentru ce, când, noi reușim să ghidonăm această extracție de informații și, în același timp, prin răspunsuri, să-i dă înțeles clar că ceea ce a semănat, asta, ceea ce a semănat, asta a cules. Și asta este esențial. De aceea, este important să vedem cum procedează. Faptul că se văicărăți, faptul că sunt nemulțumiți, faptul că de obicei creează situații frustrante, faptul că de obicei cumva prin modul cum produce discuția, cum o conduce, te face să te simți vinovat pentru că el n-a învățat, pentru că el n-a reușit, pentru că el nu s-a mișcat, pentru că el s-a îmbolnăvit și asta îl aduce în această stare de spirit în care pur și simplu ratează orice șansă de a primi un sfat sau de a primi o corectare, o critică, o mustrare, o îndreptare. Deci, ceea ce vor ei, vor doar să se descarce, să ia energia. A doua categorie sunt cei care sunt numiți dependenții. Ce fac ei, de fapt? Ei ne cer constant dovezi de dragoste, ne solicită pentru oricare mică decizie, agățându-se de noi ca niște copii. Ei ne pun în poziția de părinte și ne pun pe umeri o responsabilitate copleșitoare. Cum vrem să ne distanțăm, ne și invadează
și caută să, prin modul cum se comportă, să ne aducă în situația de a ne simți vinovați, de a ne culpabiliza. Dependenții consideră persoana de lângă ei întregul lor univers și, prin solicitările lor, o epuizează. Hipersensibili. Cum se manifestă ei? Printr-o sensibilitate exagerată, ne obligă să avem tot timpul grijă. Totul devine subiect de justificare, totul este susceptibil să producă o dramă. Ne implică într-un fel de autocontrol permanent. Și asta implică un grad mare de stres. Deci, în această primă parte, noi am discutat despre vampirism, ce înseamnă el, cum ajungi în poziția de victimă, cum ajungi în această relaționare cu ei. Și am discutat despre partea psihologică, ce se întâmplă în plan energetic, cum procedează ei când au nevoie de energie, cum îi identificăm, care este profilul psihologic predominant și cum putem să-i recunoaștem efectiv că sunt, au fost sau vor fi în situația de a vampiriza. Am discutat de simptomele prezentate de o persoană care a fost victima unui vampir energetic și am discutat despre profiluri. Ne oprim aici și ne vom revedea în a doua parte.